Numele meu este Ovidiu Bojor, am 90 de ani, fără griji și cu ceva bani. Sunt membru Academiei de Științe Medicale, membru Academiei de Arte și Științe din Statele Unite, doctor honoris causa Academiei Daco-Române, ca titluri. Ce să vă spun? Mă simt ca la 20 de ani. Și acesta e lucru foarte important, fiindcă mesajul de astăzi va fi foarte interesant. Prietenul meu, Prosper, are un proiect pe care am aflat despre el și un proiect foarte frumos, mai ales că se referă la toate vârstele. Am spus de la 18 până la sfârșit. E un lucru foarte important, fiindcă eu consider că în momentul de față, cea mai mare datorie pentru noi este educația. Fără educație nu se poate face absolut nimic. Educația începe din fragedă copilărie, cei 7 ani de acasă, se continuă în școală, în facultate și e un flux continuu până la sfârșitul vieții. Educația bazată pe iubire față de creator și față de creație. Aceasta este piatra fundamentală a concepției mele. Iubirea de la prima celulă vie, la furnică, la girafă, până la Homo sapiens, în măsura în care merită numele de Homo sapiens. Și sunt foarte nerăbdător să aflu proiectul pe care îl prezentăm astăzi pentru educarea tuturor generațiilor. Dragii mei, așa cum academicianul, marele academician Ovidiu Bojor a spus mai devreme, proiectul meu de medicină integrativă se bazează, în primul rând, pe suflet, pe iubire, pe lumină și pe vibrația înaltă a sufletului nostru. Dacă ajungem să pricepem aceste valori fundamentale, atunci celelalte tehnici, suplimente alimentare, alimentație naturală, vin în completarea acestei baze de piramidă, care este sufletul nostru și la aceste cursuri, în acest proiect, vă voi învăța să vă conectați la acea energie de vibrație înaltă, să trăiți o altfel de viață la dimensiuni mult superioare. Vă aștept, deci, la un proiect și la cursuri de o eficiență deosebită, autenticitate foarte bună, în care veți găsi cu siguranță rezultate. Veți obține aceste rezultate pentru că am deja mulți elevi, mulți studenți ce au obținut rezultate excelente, atât pentru sănătate cât și pentru prosperitate. Vă aștept cu drag. Domnule academician Ovidiu Bojor, vă rugăm să ne spuneți care este conceptul dumneavoastră de bază pentru a obține această viață sănătoasă pe care o trăiți și cum ați reușit să ajungeți la această vârstă foarte înaintată de 90 de ani. În primul rând, totdeauna am urmat cursul soarelui. Și am împărțit viața de fiecare zi în 3 opturi. 8 ore de muncă activă, 8 ore de odihnă activă, partea cea mai frumoasă a vieții. Odihnă activă nu înseamnă să te întinzi pe sofa cu capul în tavan, înseamnă să te bucuri de viață, de fiecare clipă în aceste 8 ore care ar trebui să fie pentru toți. Muzică, dans, prietenie, sport, bicicletă, ce vă place mai mult, mișcare, e foarte important și în special viața de familie, dialogul între copii și părinți, între părinți și copii, măcar 2 ore pe zi din această odihnă activă. Mi-ați spus, înainte să intrăm în această filmare foarte frumoasă,
că dumneavoastră nu puteți ură și, din contră, dumneavoastră iubiți. Da. Eu consider că este un fundament al sănătății, pentru că atunci când îți păstrezi sufletul curat și sănătatea organismului răspunde. Și e perfect adevărat, fiindcă iubirea este totul. Fără iubire nu se poate. În primul rând, oamenii segmentează omul în diferite piese. Eu sunt pentru a privi omul, integritatea lui, structurală, spirituală, etică, religioasă, părerile lui. Deci omul este un tot și atunci trebuie să armonizăm cele trei etaje principale, mentalul, spiritualul și fizicul, și nu mai vorbim de alt inveliș splendid care ne-a dăruit natura, energia, energeticul, să radiem. Am spus că urmez cele trei opturi. Trei ori opt e 24, de fapt 24 de ore. Al treilea este foarte important pentru refacerea și odihna celulară, 8 ore de somn. Acum să nu credeți că putem în fiecare zi să respectăm cele trei opturi. Dar niciodată, din regula care ne-am impus-o și o acceptăm în viață, să, nu, să fie regulă, iar excepția să fie excepție. Să nu facem din regulă excepție, cum majoritatea oamenilor, din motive diverse. Invariabile. Au invariabile, complicate. Fac excepții inutile. Excepții inutile și atunci se strică această armonie. Armonie. Iată cât de importantă este și armonia sufletului, dar și a fizicului și a corpului nostru energetic, pentru că în acest proiect de medicină integrativă, da, despre asta vorbim. Vă mulțumesc încă o dată pentru participare și pentru că ați recomandat atât de frumos acest proiect al meu de medicină integrativă și vă urăm multă sănătate, multă lumină și pace în suflet, armonie și să ne trăiți cât mai mult, să ne învățați cât mai mult. Spus un cuvânt foarte lumină cât mai multă. Totdeauna să mergem spre lumină, că atunci umbra ne va cădea în spate. Dacă întorcem corpul de la lumină, ne va călăuzi umbra. Mulțumim foarte mult!